Am avut ieri la Bruxelles o întrevedere cu președintele ales al Comisiei Europene, în cadrul căreia am avut o discuție foarte bună despre viitorul proiectului european. Am discutat despre provocările cărora trebuie să le facă față Uniunea Europeană, provocări legate de migrație, schimbări climatice, politica externă, astfel încât Europa să găsească soluțiile așteptate de cetățenii săi. Președintele Comisiei Europene a dorit să cunoască opinia României privind aceste aspecte, în legătură cu care a demarat o consultare cu șefii de guverne din statele membre. Referitor la viitorul comisar european din partea României, am discutat despre faptul că transporturile, energia sau mediul reprezintă domeniile de interes pentru țara noastră în ceea ce privește portofoliul ce-i va fi alocat în viitoarea Comisie Europeană. Am subliniat faptul că România este o țară implicată și pentru noi este important să obținem unul dintre aceste portofolii. Un argument în plus îl constituie faptul că România a obținut rezultate remarcabile în exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene și a demonstrat că poate gestiona foarte bine dosare de interes european. M-au bucurat cuvintele de apreciere pe care președintele Comisiei Europene le-a avut la adresa României și le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au contribuit la rezultatele mandatului nostru. Pentru România, Comisia Europeană a fost și este un partener cheie și un pilon vital în arhitectura instituțională a Uniunii Europene. Am încredere că relația noastră cu viitoarea Comisie Europeană va fi o legătură solidă.